Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu, bine v-am regăsit pe toți cei abonați ai acestui canal, bun venit celor noi. Astăzi cred că vom avea unul din cele mai interesante episoade de anul acesta, pentru că vom vorbi despre strategie de scalping pe 5 minute. Adică, cum faci banii zilnic cu o poziție pe zi sau mai multe tranzacții pe zi. În ultima perioadă, după cum știți, am postat mai multe poziții pe care le-am luat în piață personal pe time frame foarte mic, adică pe ore, și am văzut că sunteți foarte mulțumiți. Și atunci am zis, decât să vă dau așa din când în când cât o poziție, mai bine vin și cu strategia pe care o folosesc. De asemenea, astăzi am intrat într-o poziție long, azi noapte piața cripto a avut o corecție, să zicem așa, și dimineață am găsit Harmony One la un preț foarte atractiv pentru mine și am decis să intru într-o poziție. Am intrat la 0.15 cenți și cel mai probabil voi ieși undeva în zona 0.17 cenți plus. Poziție long înseamnă că aș putea să stau o săptămână, aș putea să stau două, aș putea să stau o lună. Altă mențiune este următoarea. Oricând e o poziție în piață, oricât de bun ar părea prețul, această poziție poate să mai scadă. Prețul poate să scadă. Nu este o dramă atât timp cât știi pentru ce ai intrat, unde vrei să ieși și cam care este time frame-ul. Foarte mulți oameni nu au idee cât poate dura. Și de asta mulți se trezesc în poziții și stau în corecții cu lunile sau unii chiar ani. În fine, astăzi vom vorbi despre scalping. Cea mai bună strategie de făcut bani, în principal cu Bitcoin și Ethereum, dar puteți folosi și alte monede dacă au volatilitate mare. Haideți să vedem. Pentru a folosi această strategie pe care eu o folosesc pe termen foarte scurt de timp, aveți nevoie de TradingView. Este musai să-l aveți. Nu vă puteți baza doar pe ce vedeți pe Binance sau pe alte exchange-uri. Deci TradingView este neapărat. Eu folosesc chartul Binance Tether pentru că Binance iau pozițiile. Dacă nu aveți cont făcut pe Binance, găsiți un link în descrierea acestui clip. Vom face un clip ulterior și despre leverage. Cum folosim leverage în strategii pe termen scurt. Acum, deci suntem pe time frame de 5 minute, intervalul de timp 5 minute. Într-o zi o să facem un episod în care o să vorbim ce înseamnă time frame-urile, să le explicăm, să înțeleagă toată lumea. Bun, deci strategia asta este valabilă pe 5 minute interval de timp. Cu mențiunea că dacă nu știi nimic, nu te pricepi deloc, este mega riscant. Bun, deci suntem aici. Ce indicatori avem nevoie? În primul rând avem nevoie de stochastic RSI. Îl găsim aici. Stochastic RSI. Eu l-am cu iconiță, cu steluță galbenă, e la favorite, îl am deja instalat, e acesta. Da? I-am modificat culorile și setările, da? Chestia asta o puteți face de aici, de la style, da? Puteți modifica fiecare chestie. Eu le-am pus K-ul cu albastru, D-ul cu roșu. Și am pus banda de sus cu verde, adică asta, și banda de jos cu roșu. În rest, la input n-am modificat nimic. A rămas așa, 3, 3, 14, 14. Bun. Deci avem stochastic RSI. După care avem mai multe multiple moving average-urile. Da? Pentru această strategie trebuie să folosim doar 200-le. 200 moving average. Deci asta înseamnă valoarea medie pe 200 ori 5 minute. Dar dacă o punem pe daily, e valoarea medie pe 200 de zile, dacă o punem pe ore, pe 200 de ore și așa mai departe. Și mai avem încă un indicator parabolic SARS, adică acesta. Dacă intrați la indicatoare și scrieți SAR, îl găsiți parabolic SAR. Da? Nu este o strategie complicată, nu inventez apa caldă, nu inventez apa rece. Da? Deci este o strategie destul de ușor de înțeles. Bun, acum, când luăm poziții? Întotdeauna, dacă vrem să luăm poziții long, ar fi bine să ne asigurăm că piața, volumul, este peste 200 moving average. Eu am ales să-l fac 200 moving average cu albastru. Puteți să-l faceți cu galben, este aici. Din setări, ne ducem la culoare, pot să-l fac alb, pot să-l fac verde, eu am ales să-l fac albastru. Bun.
Deci, încă ceva, înainte să plecăm, sunt lumânările. Eu am ales Hiking Ashi. De ce am ales aceste lumânări? Pentru că sunt mult mai, de o acuratețe mai mare, nu au noise, nu au, nu știu. Dacă aș folosi celălalt tip de lumânări, ar fi mult mai ciudat pentru mine. Deci, acestea sunt tipurile de lumânări pe care le folosesc. Bun. Lucrurile sunt simple aici. Folosim și Parabolic SAR, să vă dau un exemplu. Întotdeauna, trebuie să măresc, întotdeauna, e bine să luăm poziții long, adică să pariem că piața crește, când piața este deasupra 200 moving average. Întotdeauna trebuie să luăm poziții, să intrăm în piață, când lumânările nu au aceste codițe. De exemplu, aici, da, avem Parabolic SARS care ne dă semnal, este dedesubt, da? Deci când vrem să cumpărăm Parabolic SARS trebuie să fie dedesubt. Și lumânarea trebuie să nu aibă codiță dedesubt. Deci aici era bine de așteptat, aici era bine de intrat în poziție și nu era vreo mega poziție, însă pe 5 minute e o poziție de 0,36%. Dacă folosești și leverage, poți să faci 2, 3, 4%, depinde de poziție. La fel și pentru shorturi. Când vrei să pariezi că o monedă scade, de exemplu aici avem această lumânare, moving average deasupra, parabolic SARS deasupra, avem lumânare fără corp, puteam intra la a doua, iar aici era un short mare. Deci aici vorbim de un short de 2,5. Imaginează-ți dacă folosești 10x leverage, înseamnă 25%. Și aici vorbim de un time frame de 5 minute. Deci se pot face o grămadă de bani. Deci pentru mega siguranță, întotdeauna asigurați-vă că vă uitați la 200 moving average. Dacă piața este dedesubt, suntem într-un trend negativ. Altă chestie pe care eu o fac este următoarea. Mă uit și pe interval de timp mai mare. De exemplu, acum, pe 5 minute, piața arată că va avea o mică corecție. Pe 15 minute, piața este de la ora 6 dimineața în așteptarea unei corecții. Pe 30 de minute este tot sus. Cu cât piața ne semnalizează același lucru pe 5 minute, 15 minute, 30 de minute, șansele ca ceea ce ne semnalizează piața să se întâmple sunt majore. Foarte, foarte important să ne uităm și la aceste lucruri. Strategia asta este foarte bună, eu o folosesc aproape zilnic, dar trebuie să o respecti. Mai sunt și alți indicatori care ar putea fi folosiți, dar vom vorbi într-un episod ulterior. Recomandarea mea este, dacă vreți să învățați această strategie, să vă uitați la acest clip de mai multe ori, pentru că e mai ușor să înțelegi. Am încercat să vorbesc cât de simplu se poate, fără să complic lucrurile. Dacă vrei să vezi ce poziții mai au în piață, mă găsești pe canalul de Twitter, Mihai Daniel BMK, suntem peste 30.000 de oameni. De exemplu, ieri am vorbit de un short care l-am făcut pe Bitcoin, un short reușit. În dimineața asta am intrat în Harmony One, am anunțat. Sunt tot felul de știri pe care le pun aici, dar mai ales poziții. Harmony One am intrat pe CoinZix. Dacă nu aveți cont, găsiți linkul în descriere. Pentru Binance, dacă nu aveți cont, la fel, veți găsi link de referal în descrierea acestui clip. Vă doresc o zi minunată, aveți grijă de voi!